mejor vas a obtener su mundial o si curcata. Alerta di dimineață, alerta maximă, sărbătorile acolea, globuri nimica, salut popor, veverița bolnavă, ultimii bani, mă duc să-i dau pe veveriță. Belo nu mai vine la lucru, nu mai terminăm ale așa, camera tot în defrișări, mâncava-și Dumnezeu, s-a terminat. Nu mai am nicio șansă, nu mai îți revendicat. Îs revendicat. Cred că trebuie să vând ăsta cu tătul. Îl vând cu tătul, băi, în Cavaș. Că nu mai este. Nu mai este. Acum vine Eliana și îmi bagă veverița în cușcă și mă duc cu ea. Cu ultimii bănuți să plătesc la doamna doctor. Băi, vă dați seama că numai că te înscrie acolo, dacă merg ca bărbat la spitalul ăla să fie ăsta, 200, 10, 200, ce să mai iau și aia, 10, 200, 1.500.000, e ăla. Plătești 1.500.000, da, domnul, cum vă cheamă, actile la control, pomnel, să-mi poftim buletinul, 1.500.000 că te-am scris și acum du-te să te verifici și acolo mai dai. Și la veveriță tot așa plătești. Mergi acolo, poc, 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 cum o cheamă pe veveriță, Vandra? Jum, 1.500.000, consultație și dacă îți dă medicamente, aia e. În loc să cumpăr, uitați-o, e bolnavă, stă acolo. În loc să cumpăr mâncavaș, macriș, una alta, seru spidi. În loc să cumpăr, uitați ce fain e afară, în loc să cumpăr macriș, una alta, carne, una, o, știți voi. Dau banii pe veveriță, a pe pâța mea, așa mă joc eu cu pâța. Așa vadă copiii pe puță. N-avem ce face. Asta este. Trebuie. E ora 10 dimineața. E ora 10 dimineața, domnilor. Plecăm la doctor. Uitați, nu minte Nelson. Nu minte Nelson. Ora 10 dimineața. Nu să văd numerele de telefon. Nu să văd. Ora 10 dimineața. Ni. 10 și cât e? 10 și un sfert, că la 10 jumate sunt programat. Dar mai vine botomul sau nu mai vine? Bine că am țigări. Bine că am la plămână. Culdușul-i culduș. N-ai ce să faci. Dumnezeu îl pune la încercare. Pune-mă, Doamne, la încercare. Dar știți ce e interesant și important? Care grijă de dinți în ei? Hă? Vă dați voi seama? Lucru mare. Ai venit botul? Dă-te aia. Ha? Dă coștier, bagă pe puț acolo. Bagă pe puț acolo. Șterg mașina. Să iau cheile de la casă, ca să nu te mai deranjez când sunt la interfon. Avem chei la casă, să nu mai avem. Șele le-am dat. Nu mai avem chei la casă. Bine. Asta e bine. Actile, pașaportul, documentul. Mai trebuie oare? Hai, deschide-mi ușa. Nu. Ți-a fut-o gura mătii pâța mea. Știe. Deschide tu ușa să mă duc odată. Să-i facă ceva intern. Intern, îi zic. Intern, să-i dă eclanță. Inter. Doamne feri. Să te duci tu în cață să ai animal de companie. Mă, voi vă dați seama, mă, ce înseamnă asta, mă. Să mergi tu, mă, să-ți dea așa, tot așa bani. Nu v-am zis, la câine, acolo, iui ce ninge afară, ni la pisică, stai să-i deschid. Hai, hai, pisul, hai, intră înăuntru. Hai, bagă-te. Nu vrea. Eu aici șărutam iași pisicul. Uite,
Poate tu vrei să... Ești flămândă, nu vrei să mânci veverița. Nu vrei să mânci veverița. Să uită pe veverița mea ca pe... A? Iar place, stai liniștit. Ce faină e afară, dar unde o pus lobo mașina, mâncavaș. Extraordinar. Iui. Uai. Nu o găsești unde-o parcat-o. Dar unde-o parcat-o? Ha? Da. Ni oamenii cu Sania. Sanie cu zurgală-i, frumosă căluță mie-i. Veverița îi a mea și nu dă la nimeni asta, nu e cu zurga lăi. Hăi! Hăi! Place cum cântă. Hăi, slanie cu zurga lăi. Peștile-i băiat. Peștile-i băiat lui. Să pun pe veverița aici. Iui! Wow! Uite ce-i mașina la ăsta, șmecher! Namul Dănărson, că n-ai tu lopată, n-ai tu din ele, dă cu mâna, să te răcești la mână. Hâț, 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 hâț. Așa, mamă, îmi pace mie cu zăpada. Hâț, 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 hâț. Ca să vedem acolo. Și din pe ăștia, ioi, de-ai jicuțele mele. Wow! Wow! Nu arăde mai în car, Nelson. Ești băiat să nu-mi ajute Dumnezeu dacă... Au! Au, merg la Săniuș? Ha? Aia, la magazin? Da. Intrăm în bomba. Mai e! Mai e! Ciucurii ăștia mă deranjează. Disperată. Mă, unde ești? Ai că te iau de acolo. Am băgat-o cu tătul să nu-ți vadă. Ești ciurul mai în botă. Cât te îndur eu pentru tine. Cât te îndur eu pentru tine. Ei, așa-i, mă, când ai animal. N-ai ce să faci. Să-i drag că-l crești de mic. Îți rodem ei carul că numai din astea asculți. Ești băiat. Nu să-i dăm cheie. Nu să vedem ce zice computerul. Mâncava-și Dumnezeu că la sper de cheie o pornit Audi. Bă, alu să ne înțelegem. Bine, mă, n-am dat cum să pune pe spate să se facă geamurile acolo. Să se ăla, nu știu. Măi, prietenilor... E 4, mă duc cu ea știi cum. Ni. Bine, mă, pe de-aia e 4, mă, să mor eu dacă nu. Nu fortolește, nu nimic. Uitați-o, mere de zis că zbârnă e, botul, uitați botul. He
tu să aprinde luminile în cavaș și închid, că voi sunteți capabili să mă răsfățați cu... Mamă, pe de merem cu BMW-ul ce fortolem! N-ai idee! No, de-aia-i quattro, vă! Ai, 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 ai! Bine, mă! Uitați ce-i pe stradă! Fiți atenți ce-i pe stradă! Nenorocire! Fiți atenți să nu intre prostul ăsta în mine, că ăsta n-are pe quattro! Du-te, vă! Du-te, vă, pe du-te! Auziți cum intră ABS-urile? Nici de-abia merg mașinile pe stradă. Fiți atenți. De-abia flișcăiește. Ni. Uitați cum intră în curbă și nici nu se întorce. A? Ce ziceți? A retat Audi 4. Merge Audi. Te râdeați de Audi. L-am făcut, măi, știi cum? I-am dat 2.40, nici nu s-au simțit. Nici nu s-au simțit. Cium, 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 cium. Vă lasă, tata, că mă ajung la spital imediat. Miau. Am ajuns, mâncava așa. Beverița deja e în tranșă. Beverița mea e în tranșă. Aici să-mi o sărut, tata. Uite ce are sugaciu, numai de la McDonald's are etichete. Are numai de la McDonald's. Ce-am venit cu Udi. Vezi ce înseamnă un quattro. Te vorbiți voi prostii, că intrăm înăuntru, nu prea avem voie să filmăm înăuntru. Eu am să stau, să încerc să filmez, să vedem ce se întâmplă. Doctorii. Nimeni acolo închis. Trebuie să mă duc sus la urgență. Mă duc pe jos să mai fac și eu un pic de mișcare, nu mă duc cu mașina. Că uitați ce peisaj frumos. Nu din ăla apocaliptic. Chie tata, veverița, e băgată. E băgată la căldură. Bă, omii, fiți atenți aici. Eu vă spun ceva. Uitați și gândești că intră un film din ăla care... Dar pe unde trebuie să o iau, măi, omule, mă? Nu știu pe unde trebuie să o iau. Tu l-ai, Doamne, urgențele, cred că e acolo în ea. Trebuie să o ajung. Da, acolo sus. Gândești că e dintr-un film din ăla de nu știu cum. Înțelegeți voi? E nașpa. E nașpa rău de tot. Am ajuns să cunosc și locurile astea. Frumusețe. Exact ca în colindă. Brază splini încărcați de zăpadă. Clinică. Parazitologie. Cine știe pe unde mă mai trimit eu ăștia? Chie tata. A doua oară vin aici. Bună. Am crezut că nu mai sunt animale bolnave. M-am scuturat bine, m-am scuturat. L-ați bandajat la labă? Da, la loc să mă rog. Nu aduceam pe acestea să văd. Dar atât are bine. Eu pun părul că dacă îl operează pe un câine de apendicită, tot atâta costă cât îl operează pe un om. Operația. Să nu am gai la merită operație. Ăștia atât merită operație. Oamenii sunt gai merită. Omule, auzi, să spun ceva. Încă auzi? Să rămână. Am vorbit cu doamna doctor, am uitat cum o cheamă. Lucia Bel. Da. Am înțeles. Ce s-a întâmplat? Am vorbit cu ea?
Păi nu, eu am mai fost aici acum câteva zile, joi. Dar stai degeaba. Joi. Au să spun ceva. Câinile ăla, zici că-i cu minte. Îi. Dar ce zici dacă îl păcălești cu mâncarea că-i dai și nu-i dai? Devine agresiv. Nu. A? Nu devine. Eu pun pariu că devine. Lasă-l pe mâna mea o săptămână. Să vezi că devine agresiv. Nu-i fac altceva nimic. Decât astăzi eu arăt, e 3 ori pe zi și nu-i dau. Mâine-i tot așa și nu-i dau. Păi mâine tot așa și nu-i dau. Să vezi de nu devine agresiv. Îl hârâi tătăzua, îi dau să mânce, dar îl hârâi tătăzua, să vezi de nu devine agresiv. Dar așa-i și omul. Dacă merge la magazin să cumpere și vede că nu-i potențial, și vede pe ăla că cumpără, devine gelozie. Dacă nu-i potențial, dă din cauza. Cu doamna doctor vreau să vorbesc, că ea l-a consultat pe... Nu, i-a sunat-o? Da, am sunat-o și... Aseară. Și nu v-a răspuns. Și mi-a spus că pe la 10 jumate să vin aici. Da? Bine. Da. Mă, un pic să sună atunci. Înțelegi? Deci așa și om. Cum da, dar eu găsesc de acolo. Mie că omul, ceea ce trăim noi, acum mai trăim vina omului. Domnule, fii normal. Normal. Că și tu să ai o casă undeva pe la Peleș, pe de vacanță, un alt vin. Nu eu cunosc. Nu. Da, nu. Popoț. O să îi pune pe ăștia că-s hoți și apoi le dă și... Auzi, ceva. Nu se poate să fie toată lumea doctori, ingineri, știu eu ce. Nu se poate. Trebuie să fie și muncitori. Nu poate fi toată lumea de așteptă. Trebuie să fie și proști. Și necalificați și de tăi. Înțelegi? Dar vreau să vă spun că ăștia popoți români. Ăștia care i-au pus, i-au cunoscut și o să îi punem pe ăștia ca pe fură ei și ne dă și nouă. Domnule, asta se întâmplă de când l-a dat jos pe Ceaușescu, aceeași regulă lui. Aceeași regulă, atâta că oamenii se schimbă. Se schimbă ei între ei. Sigur. Apa, aerul și fraierul. Cum crezi? Sigur. Deci... Absolut de acord. Absolut de acord. Atunci vina omului. Și să vezi dacă omul are de toate. Dacă omul are de toate. Așa e că e cu minte. Să-i le dea cineva. Să-i le dea cineva, normal. E cu minte. Dar dacă eu mă duc pe stradă și văd că copiii mei pe vremea asta sunt teneși și ăla l-am tăscut schiurile pe spate cu bocanci, zic mi tu în gură să-l fuce, vine, o duce ăsta și eu. Dar și nu greșești, că vine. Și... Nu, da. Eu mai spun ceva. Dacă în frunte, ăla cu bocanci, dar și cu minte, dar pe ea condiții și la ăștia la alții. Dar nu de aia. Nu pus că deja de la un timp, când ajungi la bani, când ajungi la trăche, deci tu iai. Dar tu nu ești mulțumit că iai. Trebuie să vadă cineva și să știe cineva că tu iai. Și atunci ce faci? Faci figuri? Înțelegi? Asta te notă ca la incult, ca la cariare. Acum nu că e incult, că un incult nu o să aibă niciodată în viața lui. O, cât sunt din ăștia. No. O, lăsă și eu sănătos. Auzi, nu, că incult, două secunde, incult, te referi la ce? Incult, că nu știe să scrie, să citească? S-ar putea să știe numai să citească, dar să nu știe ce citește. Sunt din ăștia. Sunt, dar auzi, ciodată pe un om îl duce mintea, să facă un ban din mărșăvie, din anumite chestii din astea, ăla nu-i incult în viața lui. Dar nu trebuie să ajungă acolo. Înțelegi? Nu trebuie să ajungă. Sunt foarte grele astea, domnule. Îmi pare bine că am subiectul ăsta cu dumneavoastră. Am cu cine conversa, dar... Nelson Mondialul. Dar vă știu eu, dar nu-i problemă. Înțelegeți? Nu asta e problema. Deci am și eu parte din mine, omnii conduc așa. Eu, în clipurile mele, să știi că am foarte, foarte mari certuri cu lumea virtuală, pe temile astea. Eu încerc să le explic, pentru că așa e cum zic eu. Eu am trecut printr-o groază de chestii, deci nu vorbesc că... Păi, nu. Înțelegi? Capățâtul nu știe nimic. Capățâtul nu știe nimic. Am trecut printre ele și printre... Spune și printre ele. Tătie. Și încerc să le explic și degeaba, dar... Că zice, nu vezi, nu știu la câte... La câți ani să fac alegerile. Ăia zice jos pe ăia, ăștia zice jos... Înțelegi? Problema nu e aia.
La 10 și 20 am fost aici. E 11 și 20. Nimic. Nici o substanță de doctoriță. Așteptăm. Veverița e înăuntru. Așteaptă și ea. Chietata. De la pâțul meu, antibiotic, a mai dat nu știu ce, trei din ele. Una roz, una galbenă și nu mai știu ce. Una cu gust de căpșunici. Să vedeți, n-am putut să filmez acolo, că nu te lasă. Dar să vedeți cum... Ce nervos era pâța, dar pe mine mă ascultă, mă, pe alții, o mușca de numa. Așa cum a stă pâța mea înăuntru acolo, e cu minte. Și mergem acasă, ce bucuros îs, dar o zis că dacă nu-și revine într-o săptămână, trebuie să o aduc să-i facă, să o sedeze, auzi, mâncavaș, și eu trebuie să semnez pentru sedare. Bă, când te pune să semnezi, înseamnă că ceva nu-i în regulă. Înțelegi? Face la pâță, deci să-i pună inhalator, s-o ăsta, s-o adormă și să-i tragă sânge, că nu stă pâța să-i dea injecție, să-i tragă sânge, e pericol. Era unul cu motan, ferească Dumnezeu. Dar când te pune doctorul să semnezi că ești de acord, înseamnă că șansele îs riscante. De tatanețul mondial. Acum o punem pe botul să-i facă din alea, să-i dea, vedeți voi, avăla. Îți dă că Petre-i patron, nu asta și dă indicații. Am venit de la doctor cu ea. Dar ce-o avut? Da, e brănită. Du-te-mă, s-o bătut la oaltă sau s-o? Ha? S-o bătut cu cealaltă? Cu pisica ta, nici nu știi. Du-te-mă. Da. Și o sfârticat-o. O sfârticat. Hai. Pe veveriță. O sfârticat, Petre. Fain, îți place, Petre. Uite-mă. Adevărat, de comuniști. De ce să fie de comuniști? Pe vreme comunistă. Tu ai rămas tot așa, măi, democrație. Ce democrație? Am venit cu veverița de la spital. La urgență, e băgată, nu e băgată sub pătură. Am fost la urgență cu ea, domnilor. Supărat pe veveriță că e bolnavă. E tatanetul mondial, toți vecinii mă cunoște. Ce credeți voi? Tu nu te duci la mine? Da, nu te duc, că stai că fac rost de bani. Mă dau peste cap și fac rost de bani bot. Dar ce bani e problema? Dar și care e problema atunci? Da, de tu n-ai grijă, de noi n-ai grijă, tă la bani îți stă cap. Păi dacă am bani, n-am grijă de voi, tă! Tă la bani. A nu mere nică, eu nu trag de tine, fii atent aici că ți-a părea rău. Bradul ăsta de nu-l vezi, știi cum îl vezi? Zici că nu ai bani, în loc să ai grijă, uite și de dusăra că e bunavă, trebuie să ai grijă de ea, trebuie să fii calță. Păi și n-am fost la spital cu ea, de-am stat de la ora 10 și 20 până la 12, de-am crezut că mânc păreți. Nu să o iei în brațe, părinte. Nu te duce la mine, nu te duce la mine, eu atâta zic. Uite cum mă duc, vezi? Carurile! Nu zic că mă duc în baton cu toc și în dele, ai văzut în ce mă duc? Carurile, schiurile! Pregătită de potop! Ești pregătită de potop, bine! Nu te uita! 2 lei pe viața și pe spatele meu! Ești mă șerut eu șpidi? Ești mă șerut eu șpidi tătătăt? Că pot îi dau drumul, mă joc cu el. Dar n-am mănuș, am uitat să iau mănuș. Tu nu te duci la mine, bei mai în botă să mă bei. Nu te duci la mine, tu. Și eu vreau să-mi aducă moșul o căciulă cu coarne de cerb, de ren. Ai văzut undeva? Da. Deja mi-aduce din Ungaria. Îmi aduce moșul. Din Ungaria. Uite, îi și trimit mesaj. Și să vedeți cum îmi vine răspuns. Moșule, să-mi aduci o căciulă cu coarne de ren ca să împodobesc bradul. El nu te duce la mine! Tu nu te duci la mine că-ți pare rău! Nu plânge! Bine, bot!
Am trimis mesajul. Moșule, să-mi aduci o căciulă cu coarne de ren, ca să împodobesc badul. Dar... Nu te duci la mine! Tu nu te duci. Gata, mă! S-a terminat! S-a terminat! Bine, mă! Ascultați ce vă spun! Și fiți atenți aici! Fiți atenți aici ce vă spun! De nu bat marți sau miercuri peste 200 de milioane cash parat, ni ia colonia, să-mi ziceți ce vreți. Și de mă supăr și mă enervez, mai scot din bancă o cotură și să vedeți cum pun pe brad o jumătate de miliard. Oare ține bradul? E tata de țău, mă, dialu! Băi, prătinilor, vă fiți atenți aici, eu nu știu ce să zic, înțelegeți? Liana nervoasă, Lobo nervos, de la Lobo am luat... Mi-a venit răspuns la ăsta, de la Moș, mi-a venit. Să vinem, ok, mi-a scris, ok, uitați, dar nu că vedeți cine mi-a trimis mesajul. Am luat de la Lobo 48 de milioane, mâncavaș. După ce am mai luat încă două, încă trei, 48 cu 5, sunt 57. Și-au vândut jegul ăla de coșarca aia, de BMW, pe 2000 de euro și l-am mușcat de 57 de milioane. Dar l-am mușcat de ei, oi, 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 înțelegeți? Și am zis că îi dau bani și eu pe alte prezumții. Eu că nu mai am cafea. Bă, atâția prieteni din străinătate, să nu-mi trimiteți voi mie cafea la vața, bă. Să nu-mi trimiteți mie cafea la vața, două, trei pungi. Ai, 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 ai. N-ai ce să fac. Și mâncavaș, îți nervos și amândoi. Liana, că ține la el de numa, la sugățel, că eu îmi fac numai manevrile mele și de ei nu mă interesează, înțelegeți? Și uite așa, problemele intervin. Dar nu mă las. O să am bani zilele astea, nicio problemă. Nicio problemă. O să am banzurile astea fără discuție. Dar să revenim la ce avem noi. După cum ați văzut, am fost cu Veverița. Băi, oameni, eu vreau să vă întreb un singur lucru, un singur lucru. Am avut tot și o discuție cu un om. Acolo. N-am putut să filmez, că nu dă voie să filmez, dar cred că am filmat vocal. Mă uit acum după ce ăsta încarc clipul și o să vă dau din discuție. Fiți atenți aici. Arată la televizor, bine că astea-s manevre. Voi nu le înțelegeți. Cât un câine abandonat pe stradă și cineva îl pune să-i dea de mâncare și nu știu ce, înțelegi? Astea însă intervin ăștia care au, din alea, care au grijă de câini, înțelegi? Și îți manevre acolo să ia bani mulți, mă, pentru îngrijire, pentru mâncare și câinii ăia să nu ca și copiii la casa de copii pe vremurile alea și acum mai sunt probleme de genul, să fură de mâncare și una alta. În fine, arată cât un câine. Sau că bate câte un câine. Voi vă dați seama în lumea asta câți câini îs maltratați? Dacă s-ar lua măsuri pentru toți câinii, n-ar mai avea loc publicitățile la televizor și garda nu s-ar mai ocupa de infracțiuni care să facă din astea la alte. Deci ar fi poliția animalelor, cum ar înțelegeți? S-ar da demisia. Deci, cam ca să înțelegeți ideea. Și atunci aici pentru un câine să ie amplore ce n-ai văzut. Dar mă, oameni, eu vă întreb pe voi. Sunt atâția copii
abandonați. Într-adevăr, și animalul e vietate. Dar animalul, animalul nu-i făcut, nu-i dat pe pământ. Băi, eu nu vreau ca, că și eu am animale. Eu nu vreau ca să mă înjurați cum m-ați înjurat aici la Veveriță. O groază m-ați înjurat. Băi, nu-ți rușine să-ți bagi joc de Dumnezeu, să te rogi la Dumnezeu pentru Veveriță să o facă bine. Alți, băi, de ce nu-i dai drumul la Veveriță, că Veverița are nevoie de nu știu ce, ăla, bă, auziți aici, v-am mai spus, Veverița mea, o Veveriță normal, arată la televizor, trăiește 2-3 ani în libertate, pentru că e prinsă de prădător. O Veveriță în libertate, orice animal în libertate, lăsat de bun măgar, dacă se îmbolnăvește și nu-i tratat, moare. Păcând o veveriță în captivitate, trăiește angrei. Și ca veverița mea, aș vrea mulți din ăia care comentați aiurea să trăiți. Dar trecem la subiect. De ce omul e dus cu pluta? A zis, animalul e animal și el. Animalul nu-i făcut ca să trăiască în casă. Animalul e făcut, acum că-s porci, ei mâncăm, că-s vaci, le mâncăm. Animalele nu știu cum să le zic la astea. Câinii, câinii, ați văzut toată lumea, câine în casă, pisică în casă, eu mi-am luat veveriță. Animalele ați făcut, dar pentru o cușcă afară, nu știu cum să zic, dar sunt o groază de copii. De ce nu sunt fiați copiii? Mai repede înfiază un animal. Bă, acum la spital am stat de la 10 și 20 până la ora 12, de-am așteptat doctorița personalizată, că la mine n-are voie orice doctor, la veverița mea, numai doctor specialist. Speedy! M-am îngrozit. Au fost oameni cu pisici, cu câini, numai cu pisici și cu câini. Băi, ce prețuri mâncava, deci, bă, grave, pisică care a trebuit operată, nu putea face pis și trebuia să-i pună un tub din ăla, ca și la ăștia, bă, niște chestii aici, bă, niște prețuri la operații mâncava și tot ce o costa pe aia, că eu am zis eu cu 1,5 milioane am scăpat ușor. Eu am scăpat ușor. Acum două zile 1,5 milioane, astăzi 1,5 milioane, 3 milioane. Am scăpat ușor. Nici, și să nu-mi ajute Dumnezeu. Mi-am dat banii, mai am 30 de lei. 30 de lei mai am. Am dat pe veveriță. Costă foarte mult ca să întreții un animal. Dar de ce? Voi ce ziceți? E normal să adoptez un animal decât să adoptez un copil. Nu, asta să-mi răspundeți voi, eu nu pot să înțeleg treaba asta. Nu știu, măi oameni, mai mult iubești un animal, că zice, că am avut discuția asta, că zice că animalul e mai bun ca omul, e mai ascultător, Eu am avut discuția asta cu omul de acolo, înțelegeți? Nu știu ce să zic. Deci și animalul poate să fie rău. Și câinile poate. Câinile pe care le-ai crescut, au fost multe cazuri unde au crescut omul câinile, de mic sau pisica, au murit omul în casă, și, nu știu, nimeni de el și-a rămas pisica cu omul și a început să mănânce din nou. Omul mort. A început pisica să mănânce, sau câini. Înțelegeți? Lăsați alea că la televizor vrăjala că de 7 ani câinile merg în acea stație și-și așteaptă stăpânul. Bă, alo, vă rog, astea-s manevre total indusă în eroare. Vă dați seama că în 7 ani se schimbă și sensurile giratorii. De unde mă știe? Bine, mă! Și linia de autobuz. Bine, mă! În fine! Sunt niște chestii care nu le pot înțelege. Lumea începe să devieze.
lumea mi-a crescut astea și tot, uitați cât, de 30 de centimetri. Mi-a crescut astea așa de mari de numai. Doamne Dumnezeule, bani, bani măi, adă bani unde bani mai? Mai, adă bani unde bani mai? Bani măi, bani măi, ați văzut? Ce-o zis Liana? Tu aduc bani, dar nu mă interesează banii. Dar tu știi ce? N-ai grijă de mine, n-ai grijă de Lobo. Grijă. Nu poți să ai o familie decât dacă ai material, măi. Alcumva cu o vorbă bună nu poți. Lasă, Lobo, tată, că-ți cumpăr la anul cu joc. Lasă, Lobo, că-ți cumpăr la anul ăla. Sau lasă, Liană, că îți dau bani. Deci, merge odată, merge de două ori, dar bani, măi. Fără bani nu există fericire în familie. Și la cei mai săraci. Și la cei mai săraci. Fără bani e problemă. Ori mere muierea la produs, ori să bate. Deci care să fac? Că ce zice muierea? Măi, dacă tu nu ești capabil, stai că-s capabilă eu. Cum e capabilă e? Trup. Înțelegeți? Dacă nu-i capabilă e, el trebuie. Cum e capabil? Că la muncă de merg la muncă, la un necalificat vai și amar de ziua lui. Înțelegi cum? La infracțiuni. Și tot acolo ajungi, la pușcărie. Deci, banii aduce și fericire și nefericire. Înțelegeți? Sunt grele, sunt foarte grele. Astea mi-a venit un mesaj. Uitați, bradul de două zile aici și nu-l fac că nu am bani. Nu-l fac că nu am bani. Ce mi-a scris un mesaj? Nu-l fac că nu am bani. Pagina este creată pentru că mi-am deschis un canal de YouTube în care voi posta în următoarele zile al grupul legat de... În fine. Domnilor, mă enervează chestiile astea. Foarte tare. Mai repede înfiez un animal. O zis că dacă nu-i trece la veveriță, trebuie să iei sânge, dar v-am zis un clip. În fine, mă pun să fac vreo două, trei clipuri și apoi ce-a dat Dumnezeu. Ce-a dat Dumnezeu? Vă țucă.